Acest amendament se referă la modificarea articolului 1, în sensul includerii înființării structurii cabinetului ambulatoriu integrat al alergologie și imunologie clinică la nivelul ambulatorului integrat cu cabinete de specialitate. Vreau să explic un lucru. Structura spitalului înseamnă secții, cabinete, nu știu ce. Aprobarea constituirii acestui cabinet pe structura existentă a spitalului ne permite să facem contractul de asta în ambulator pentru această specialitate. Și aș mai vrea să vă citesc, pentru că sunt câteva greșeli aici de exprimare în formularea articolului 1. Se aprobă modificarea de structură și a statului de funcție a spitalului de urgență Sfântul Ioan cel Nou cu ceva, după cum urmează. Era trecut, numai se aprobă modificarea statului de funcție. Și este a înființarea structurii cabinetului integrat de alergologie imunologie clinică, în cazul ambulatorului integrat cu cabinetul de specialitate. Apoi sunt ceea ce înseamnă stat de funcții, transformarea a 6 posturi ocupate de medic specialist în medic primar. Aici iarăși este o enumerare unde s-a stipulat o greșeală, cred că de dactilografiere. La al doilea post, un post în cadrul structurii complexe tomograf, un post din cadrul cabinetului ambulatoriu integrat, scrie gastroenterologie și este endocrinologie, pentru că este pentru doamna doctor care a promovat, doamna Sorfățeană, care este endocrinologie. Președintele Administrației Județene Suceavene, Ioan Cătălin Nechifor, a făcut o serie de recomandări conducerii Spitalului Județean Suceava. Mulțumesc, stimați colegi, domnul Bădățan. Spuneți domnului Rămu, atunci când vine cu modificări, se facă cum trebuie. Deci eu nu mai accept ca în ședință publică să discutăm discuții. Sunteți domnul doctor Ilinie, domnul doctor Crețeanu, dumneavoastră, domnul economist Boliacu, ori putem lucra cum trebuie un document care vine spre Consiliu, ori nu. Deci vă rog atenție, nu facem dezbatere publice în ședință.